Cine este și de unde vine Mihai, concurentul de la Mireasă pe care Ștefania a pus ochii? Ei bine, Mihai Dumitru are 31 de ani, este din Constanța și e singurul concurent de la Mireasă care nu a intrat în competiție alături de mama sa, pe care din păcate a pierdut-o în urmă cu 2 ani. Mihai este un bărbat independent și asumat, iar din ultima relație a ieșit pentru că, la momentul respectiv, el nu-și dorea un copil. Acum însă, Mihai spune că își dorește o relație serioasă care să se încheie cu o căsătorie. Deși Mihai a declarat că o place pe Claudia și că aceasta este singura femeie din casă de care se simte atras, Ștefania l-a analizat din umbră și s-a decis într-un final să-și arate sentimentele față de el. În prima fază, Mihai a rămas la părerea lui. Dacă nu e Claudia, nu are de gând să facă o relație cu o altă femeie din casă. Însă Ștefania a reușit să intre pe sub piele încetul cu încetul. În prezent, Mihai este deschis să o cunoască mai bine pe Ștefania și susține că a avut o altă părere despre ea până acum. Berna a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de logodnicul ei, Filip. Blondina susține că au fost foarte multe gelozii între ei și că acestea au dus încet încet către despărțire. În ultima perioadă nu ne-am mai înțeles și au intervenit toate geloziile posibile și din partea mea și din partea lui. Când intervine gelozia, se duce totul. Am participat la mai multe evenimente și din toate s-au adunat lucruri mărunte. Priviri și din partea mea și din partea lui. Eu sunt o fire foarte geloasă, el este la fel. Nu eram așa. În Casa Puterea Dragostei eram foarte fericiți, unul pentru altul. Telespectatorii au văzut. Eram un cuplu superb. Din momentul în care am ajuns acasă, s-a produs ruptura. Dacă aș ști care a fost problema, v-aș spune. Totul s-a întâmplat încetişor. De înșelat nu este vorba, dar sper să nu fie asta problema. Încă îl iubesc pe Filip, a declarat Berna. Legat de nuntă, Berna susține că rămâne de văzut, iar inelul pe care l-a primit îl păstrează pentru că a fost foarte fericită în relație. Berna, cu lacrimi în ochi, a fost rugată să-i transmită un mesaj lui Filip, care o urmărea de acasă. Filip, te iubesc foarte mult și, sincer, eu m-aș vedea cu tine tot restul vieții mele, a mărturisit Bernadette în direct la Wow News. Ea este noua concurentă Puterea Dragostei, cea care intră în emisiune în locul Monei. Andreea are 21 de ani, este din București și adoră să pozeze. Tânăra nu este la prima apariție TV, aceasta a participat la Te vreau lângă mine și la Încăutarea adevărului. Se pare că Nico s-a pus ochii deja pe tânără, acesta dându-i like-uri la majoritatea pozelor. Vă las în continuare mai multe imagini cu Andreea.
Nelson Mandela a stârnit o adevărată revoltă în mediul online după ce a declarat pe live că o abuzează pe sora Bianca, o copilă de doar 11 ani. Limbajul a fost unul foarte dur și imposibil de reprodus, iar oamenii care îl urmăreau au fost șocați și chiar i-au atras atenția că a depășit limita de această dată. Nelson Mandela, în ultimul vlog, amenință un copil de 11 ani cu violul. Nu vreau să formulez cuvintele folosite de el, dar e de-a dreptul șocant ceea ce văd. Nu contează ce are cu Bianca, dar să ameninți cu bătaia și cu violul o fată de 11 ani este inadmisibil. Vorbim de un copil de 11-13 ani. Ce caută așa ceva pe YouTube? Unde e poliția? Este doar unul dintre comentariile apărute în spațiul public după apariția clipului cu Nelson. În ciuda revoltei stârnite în online, familia Bianca i-a decis să nu comenteze imaginile. Ba chiar Bianca a fost prezentă la Teo Show alături de mama și sora ei, comportându-se ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, încercând să treacă mai departe peste acest incident. Mari dă semne că ar fi însărcinat. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a fost dată de gol de Bianca, inițial, însă ulterior a postat un story în care lasă de înțeles că urmează să devină mamă pentru prima dată. Mari trăiește o poveste de dragoste cu Robert, un tânăr pe care l-a cunoscut tot în emisiunea Puterea Dragostei. Într-un story mai vechi, Bianca o dă de gol pe Mari și o întreabă dacă le-a dat fanilor vestea cea mare, uitându-se la burtica ei. Apoi i-a mărturisit că o să fie alături de ea când o să nască. Deși momentul a trecut aparent neobservat, fanii emisiunii au rămas cu anumite semne de întrebare. Într-un story de luni, 14 septembrie, un apropiat o întreabă pe Mari dacă este adevărat că este însărcinată și îi spune să-i facă cu ochiul în cazul în care răspunsul este da. Mari a început să facă cu ochiul în timp ce declara următoarele: Doamne ferește, nu știu ce aveți atâta cu chestia asta. Bianca Comăniță a izbucnit în plâns după o discuție care îl avea ca subiect principal pe Livian. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a povestit cu ochii înlăcrimați cum l-a visat pe fostul ei iubit în urmă cu puțin timp. După toate evenimentele mai puțin fericite din viața Biancăi, frumoasa brunetă nu lasă de înțeles că este tristă, ba din contră, fosta concurentă își vede în continuare de viață și proiectele ei, ținând din ce în ce mai puțin legătura cu susținătorii ei. Dacă ar fi venit în fața mea și mi-ar fi spus acum că mă iubește, eu am visat momentul ăsta chiar acum câteva zile. Stăteam într-o cameră și el a venit la ușă cu capul în jos. M-a văzut, a pus capul în pământ rușinat de ce a făcut și a venit și s-a pus în brațele mele, la pieptul meu. Și parcă simțeam căldura aia. Era adevărat tot ce se întâmpla și mă strângea foarte tare în brațe. Și atunci l-am întrebat cum a putut să facă așa ceva. Și apoi pe telefon a apărut o poză cu noi doi care nu trebuia publicată și i-am spus să-ți fie rușine, cum ai putut să faci așa ceva? Și el a insistat să stea la pieptul meu și m-am trezit și îmi venea să plâng. Chiar m-a marcat visul respectiv, a povestit Bianca Comăniță de la Puterea Dragostei.